În acest timp, de la Bruxelles, secretarul general NATO transmite că organizația este gata să apere România. Acesta a avut o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă. Șeful NATO apreciază contribuția țării noastre la defensiva de pe flancul de sud-est, mai ales că România este gata să investească tot mai mulți bani în tehnică militară de ultimă generație. Ne pregătim așadar pentru cele mai grele scenarii la graniță și pe Marea Neagră. Secretarul general NATO și șeful executivului de la București au discutat despre evoluția situației din regiunea Mării Negre, dar și despre forțele care trebuie să asigure defensiva pe flancul de sud-est al alianței. Romania is a highly valued ally and I greatly appreciate the important contributions you make to our shared security at this pivotal time. These deployments send a clear message. NATO is ready to defend Romania and all other allies. Today we addressed the situation in the Black Sea region, which is of vital strategic importance to NATO. Premierul Nicolae Ciucă l-a asigurat pe șeful NATO că România își va respecta rolul în alianță, inclusiv prin majorarea bugetului alocat apărării. Given the high dynamics of these developments, as well as the unpredictability of Russia's behavior, we have stressed the need for NATO to continue to closely monitor the situation in the Black Sea. La cererea comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, în România vor fi dislocate două radare de apărare antiaeriană și antirachetă, unul oferit de Spania, care va fi integrat în sistemul NATO, și unul american, ce va fi operat de Pușca și Marin din Statele Unite. Cele două sisteme vor trebui să identifice ținte aeriene care evoluează în estul Ucrainei, dar și în bazinul central vestic al Mării Negre, dar și să direcționeze avioanele de luptă spre amenințări. Comisiile de apărare din Parlamentul României au luat act de cererea Ministerului Apărării de a obține acordul pentru cumpărarea două elicoptere H215M cu capabilități de luptă la suprafață. Armata României este dispusă să plătească pentru ele 150 de milioane de euro. Rezistența într-un scenariu aparține în primul rând României, nu? Invocăm articolul 3, care cere ca să se pregătească în primul rând capacități naționale cu privire la apărare până la articolul 5 care înseamnă apărarea colectivă. Chiar înainte de întâlnirea de la sediul NATO, Compania Armatei Române a anunțat că vrea să cumpere trei sisteme complete de muniție cu capacitate de supraveghere prin survolare. Este vorba despre acele drone kamikaze care au posibilitatea de a supraveghea din aer țintele, dar le pot și lovi în caz de nevoie. Iar la Istanbul, Romarm a semnat în urmă cu câteva ore un protocol de cooperare prin care o companie a forțelor armate turce intenționează să transfere către fabricile din România tehnologia avansată de fabricare a muniției inteligente.